este prima noastră întâlnire cu micuța Dorotea, nepoțica mea. Dani ne întreabă cum să scriem numele Dorotei, cu doi de e sau cu i e. Dorotea. Tu cum zici? Cu i? Cu i. Cu i? Ia mai spune o dată. Dorotea. Ajungem în 10 minute și o vom vedea pe Dorotea. Lorise, gata? Am ajuns. Aici s-a născut și Loris, în acest spital. Wow, câtă ziuros! O zâmbit? Felicitări, Adriana! Da, câtă ziuros! Loris e Lielea, cum n-ai da? Loris e Lielea. Ah, Lielea, stai că e Miela! Miela e Lielea! Ei! Miela, ce faci tu? Miela s-a blocat. Miela, ai două, mă? Tu? Care-i Lori? Ia n-arată pe Lori, care? Care-i Lori, mamă? Unde-i Lori? Unde-i Yo-Yo? Care-i Yo-Yo? Dar Dorotea? Dar Dorotea, care-i? Tie, ia asta-i. Dar care-i Yo-Yo? Să facem o poză cu ei. Așa e interesant să vezi două. Așa e interesant. Dar vă știți că am vrut să cumpăr cărciori verde. Serios, fix, exact, exact așa. Îți imaginezi, Doris, încă mai mic ca Dorotea era. Nu vine scrie. Ela s-a blocat. S-a pierdut în spațiu pe ela. Asta e ideea. Asta e Yo-Yo. Cum îți pare Dorotea, mă? Cum bebelușul? Fai? Ce ai mâncat? Albert, e pe somn. Ai dormit? Da. Nu știu, nici în parc să am cu mine. Mâncare pentru bebeluș, Ernie? Da. Tu ce ești, baby? Da. Ai vrut șapă cu dinozaur? Da, și n-am luat, da. Parcă e ciudată. Delicios, mami? Mâncare pentru bebeluș. Din ce e, mămică? Banane, apine și mare. Wow! Tu două, Ernie? Banane și... Okay. Cristina cu trei copii. Da, să ai de licență. Cum trebuie să spui, mămică, tata? Prințesa, tata, ai auzit? Să nu-i spui tata lui Loris gugunea, dar să-i spui prințesa. Iar mi-a spus. L-ai blocat pe tate? Și apa care o beai se stremure pe picioare. Ești la locul tău. 2, 3. Opa! 2, 3. Hai, Miela! 3. 2, 3. Nu știi, ce să mai fac? Hai și tu, Loris, hai, mă. 1, 2, 3. Hai și tu, Loris. Ce ai pățit, Miela? Este dezbrăcat, afară e cald. Tații stau afară cu fetițele. Avem 3 fetițe cărofițe. Iată băieții cu Andrean la joacă, joacă fotbal. Fotbaliștii joacă fotbal. Eu nu înțeleg, Ernie, este fotbalist sau e cameraman? Wow, jucăm, jucăm. Hai, un gol frumos, un gol frumos. Ai dat un gol? Da. Bravo. Gol! E Cătălina să jucăm și noi fotbal! Yeah! Hai să bați eu un gol! Noi suntem suporteri! Ce? Telefonul. Iubita mea! Ne! Voi vă jucați? Da! Toată lumea se relaxează. Băieți acolo stau. Cu mâncare. Cu mâncare, mămică? Simplu și gustos, așa? Asta e ciclișie. Cum e mirnos? Îți place? Da, vreau simplu. Vrei simplu?
Suntem afară cu bebelușii. Wow! Ronaldo se joacă cu animaluțele. Da, Ronaldo. Hai, Dorotie, la fotosesie. Abi. Ai văzut pe Dorotie? Da. A crescut? E fată mare. E fată mare, mă mică? Am pregătit florile să facem Dorotiei fotosesie. Aici cu aloane. Măi, ce frumos. Și Loris avea așa balon. La mamă floare din grădină. Pregătim laptic pentru că modelul nostru nu vrea să stea la poze. Cristinica este cu bebe. Foarte Loris, mi-era micuță. Adriana, aveai fi cu laptele? Da. Dulce. Bravo, scumpă! Bravo! Ce superb ești tu! Bravo, vâncioasă de Livia. Mamă. Iată cine vrea filmat și pozată. Eu poză. Fă poză din el. Hai să fac poză. Opa, Leo la mine în cameră. Așa. Catalina vrea să o îmbrace pe Dorotea în hăinuță cu Mickey Mouse. Iată. Agă. Loris, deja e fetiță mare îmbrăcată în rochiță și noi am făcut fotosesie la o lună. Iată ce frumoasă a venit la Dorotea. Iată așa. Monica. Da, Loris? Amintiri din copilărie, toată înconjurată de jucării. Sub nuc. Ce apus de soare minunat. Miela nu are răbdare în calea să fie gata, da, Miela? Este seara și fetele mari se duc acasă. Care în brațe, care în cărucior. Ești fățare. Da, da, da. Miela, dă la toți papa. Aha. Tu stai mie, așa? Loris de la toți, pa, pa! Pa, pa!